Hai să vă văd TikTok ul YouTube-ul. Hai să vă văd. Credeți că se strâng 10-15.000 în orice meci? Dacă am jucat acolo pe arena națională, s-ar scoate banii. Că la 10 mii scoți banii. Nu v-am adit. Nice... Horia Gănescu. Salutare, Horia! Forța! Te salut, Robert. Salutări familiei din Auviste. Lotul este foarte subțire. și mai mult alergă și scumpul mai mult păgubește. Jucătorii... Jucători foarte buni, plus ieșirea din insolvență. Hai, din Dinamo! Asta ne dorim Horia, nu? Ieșirea din insolvență și jucători cât mai buni ca să vină la echipă. Mulțumesc! dacă sunt rezultate să strângi spectatori, dacă nu, nu zice Jiriscu. Ce părere aveți? Referitor la stadion. Cu rezultate bune, cred că vine și mai mult lume, ce rogo v a spus că oricine, oricum ar fi, tot să strâng. Uite, v spune, cred că 15.000 ești pe 0, ceea ce ești pe plus. Ce este peste, ești pe plus. Zice, Orea Gănescu spune, uite, Orea zice, da, se strâng 10-15.000 pe Național. națională. La fiecare meci, nu? Băi, ăsta e live vostru, v-am spus, să stai pentru voi, țin. Sunt foarte curios să văd feedback-ul. Așa e Viorel, zici corect. Ia să ne ce Viorel. Terminați cu un nevor cu nu putem. biti nu joacă. biti, ba joacă adversarul dur, ba terenul rău, ba plouă. În oglindă ne uităm și noi. Am <laughs> viorele, ești prea dur. Trebuie deci să găsim și noi niște motive. Nu putem să fim noi. De 10-15.000 se strânește jeri de ce vorea. Și deci că e greu 15.000 la fiecare meci, zice stat Stancu, dacă te programează luni. Bă, Acum e și o problemă aici, că ne programează pe noi numai vine și noi tăcem în gură. Probabil undeva la 20 ceva de mii cu tot cu organizare. Și scoți banii la Arena Națională? Nu cred. Eu cred că cu 15.000 scoți. Câte? 30.000, nu? Nu știu, la, la, la 15.000, să zicem, sau 10-15.000, câți bani s-a scoate. 20 ceva de mii de euro costă să închiriezi. Costarea națională 3, și ceva de mii? Păi, nu știu, e cam ce înseamnă, ia să vedem. Biletul... Biletul să-l punem așa, un 10 euro, nu? Scoți 10-15 mii, mai mult scoți. scoți. Aproape ai scoți banii la 10-15 mii, da. Ce e mai ieftin ca pe Primul inel. Ce așa se aude, 20 ceva de mii. Ok. Îmi ce da, să strâng 15.000 la 30 de lei biletul maxim în tribune, dacă pun prețuri nesimțite, nu vine lumea. Trebuie să pună niște prețuri mai bune, corect, asta este. Dar și, auzi, și prestațiile trebuie să fie pe măsură, adică trebuie să ai jucători, nu? Care, ce credeți? Eu zic că cu vc o să se strângă 40.000 în campionat, zice Mihai. Și eu cred, salutare Nelu, mulțumim pentru sprijin. Deci eu și eu spun la fel că, că se strâng. Știam că arcul de triumf era 30.000 ce voi cu Adi. Cine știe exact câte este câte taxa? Și eu am auzit că e 20 de mii. Eu am auzit că e 20 de mii pe, arenă. arena. Și că arcul de fi era 30 de mii, nu cred chestia asta. Tot așa. Eu cred că parcul de triunf 10 mii, cam așa. Și dacă vin 10 mii de oameni mești de mești și, rămâne de băgat în buzunar și împărțit cu burcă. Ce 20 de mii era anul trecut ceva, Madi. 20 de mii era anul trecut pe arc? Pe unde era? Pe arc sau pe arenă? Că te ne încurcăm aici. Hai că-s curios. Ba, păi, Madi, dar ce nu cu mine să vorbim? Vrei să-ți dau link? Inti cu mine pe, pe, YouTube? Acum e mai mult, nu? Că ia de la Ruby, la Ruby, la ia de la Ruby le ia 30 de mii? Păi și de cum fac de să plătească? Că nu se duce nici dracu. Cine se duce la, la meci la Ruby? <laughs> Strângă ea la Ruby, cred că mai, mai mult de 500 de spectatori nu strâng. <coughs> cum să plătească Ruby 30 de mii? De unde să aibă ea bani? Nu cred. Asta eu cred că e, o ea joacă pe degeaba. Și că de a de -aia rup gazonul. tocmai de aia plâng, plâng, și ei. Mă, înseamnă că ea de la joacă gratuit, nu? Și noi, noi jucăm, pe ea joacă pe banii noștri, cum să zice. Se spală bani, de unde? <laughs> păi Rui de unde treacă? Că eu știu că la Rui Biu și eu. -am, mai era pe Constanța și mă duceam la meciul de Rui cu ani. în urmă și erau... Te uita acolo pe tribune, da că erau 500 de oameni. Deci cu echipele mari se strâng peste 20 de mii de oameni pe arena, chiar 30 de mii cu Botoșani e greu. Ei <coughs> păi nu era vorba de cât îți scos costurile. Băieții spuneau că 20 de mii, unii spun că nu. Inelul 1 e la fel ca pe arc. Problema e că arcul e plin. Dacă joci pe națională, inelul 1 va fi gol.